Cine nu iubește o floare nu este în stare să iubească nici pe oameni, afirma filozoful John Ruskin. După această afirmație s-au ghidat și cadrele didactice ale unei școli constanțene care au participat ieri la un eveniment dedicat naturii. Am adunat aici, împreună cu marea aceasta de copii și de părinți, să plantăm arbori. Întregul proiect face parte din proiectul Etwinning, Our Green Hearts, și suntem foarte bucuroși că am reușit să ne organizăm și să prindem și această zi însorită. Echipați corespunzători și ajutați de profesori, dar și de părinți, copiii au trecut la treabă. I-au acoperit copacului cu pământ rădăcinile, apoi au legat de trunchi o inimioară verde cu o fundiță cu tricolorul României. Să avem umbră și să avem aer, să respirăm. Și pe mai bine și ceai după aceea. Da. Și ca să fim sănătoși. Frunze și de aspecte. Stai, că știți că... Părinții care au participat la acțiune alături de micuților spun că astfel de activități sunt binevenite. Un lucru foarte bun, învață niște lucruri bune, măcar ei acum, noua generație, să fie un pic mai responsabilă, pentru că se pare că noi în ultimii 20 de ani nu prea ne-am ocupat. Sperăm că de acum încolo să fie altceva și încercăm să-i ajutăm și noi să învățăm cât mai multe lucruri bune despre natură. Activitatea face parte din calendarul programului internațional de Etwinning Our Green Hearts și se desfășoară cu sprijinul primăriei municipiului Constanța și sub coordonarea asociației Farul Ospitalier Constanța 1865.